numesc Elena Pavel, reprezint compania Automatica ESA. Firma noastră este producător de echipamente electrice, de joasă și de medie tensiune, dar inovăm și produse noi, cum ar fi roboți sau relee de protecție la arc. Sperăm ca această oportunitate, participarea la târgul Hannover Messe, să ne ajute nu doar să promovăm produsele noastre, ci și să relaționăm cu partenerii și să ne extindem business-ul pe parte de export. Bună ziua, numele meu este Mădălina Oprea și reprezint compania Ecpertel, care este o societate privată producătoare de soluții și echipamente electrice complexe bazată pe electronică de putere. Ecpertel oferă soluții standard și personalizate, utilizate cu pregătire în domeniile energetic, generare și distribuție, petrochimic, foraj marin și terestru și transport feroviar. Cu experiență de peste 70 de ani, compania livrează soluții complete de la proiectare până la asistență tehnică post-garanție. Pentru noi, participarea la Hannover Messe reprezintă o tradiție și cu siguranță vom reveni și în edițiile viitoare. Bună ziua, mă numesc Tudor Balea și reprezint compania Romind din București. Suntem principalul producător de echipamente de protecție la risc electric din România și am venit pentru prima dată la Hannover, la acest târg, pentru a ne expune produsele și pentru a căuta potențiali parteneri în Germania și nu numai. Principalele noastre produse sunt scurtcircuitoarele, detectoarele de tensiune, prăjinile electroizolante. Sperăm că în urma acestui târg vom realiza câteva contacte care putem extinde business-ul nostru în Europa. Ediția din acest an a târgului expozițional Hannover Messe a permis companiilor românești expozante să participe în același timp și la un eveniment virtual în care se poate să-și prezinte produsele și serviciile utilizând tehnologia realității virtuale. Succesul participării la un eveniment virtual este dictat în special de implicarea și eforturile brandurilor și organizatorilor în ceea ce privește promovarea media care să atragă cât mai mulți vizitatori și potențial parteneri de afaceri din întreaga lume.